în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Telescopul. Păi, Janel, ce m-ai speriat? E și Noli cu tine? Parcă a zis că vrea să ne ajute. Ce frumos! Ua, priviți câte stele sunt! E magic acest telescop! Splendid! Cel mai simplu telescop este format dintr-un tub și două lentile. Acestea captează și refractă lumina. Ne uităm prin telescop la luna îndepărtată și vedem cratere, munți și crăpături pe suprafața ei de parcă ar fi aproape. Telescopul ne ajută să examinăm stelele și cometele, să distingem culorile și formele planetelor și să le identificăm lunile. Dar singurul mod prin care te poți uita direct la soare prin telescop este printr-un filtru special care îți protejează ochii de razele sale. Dar ce e și mai tare e că se învârte! Nu, serios! Ei, n-ar trebui să pornim? Nu-l așteptăm și pe Nolic? Te prinde din urmă! O să-i lasă notiță! Nolic, suntem în calculator! Hei! Am ajuns! Alo? Unde sunteți? Să mă ajute! Am mâncat-o pe Simca! Monstrul e în telescop! Serios? Era chiar aici acum un minut! Tot ce a rămas din ea e fix tableta! Un monstru imens, enorm, cu dinți ascuțiți și fălci uite atâta! Mama mia! Și cu coarne pe cap? Cu de toate! Un monstru! Monstru? Cine? Eu? De ce ți-i bate atâta? N-ai fost mâncată? Ce vrei să spui mâncată? De monstrul care te urmă! Monstrul l-a atacat pe Fire. Ce viraj de fericit! Fire, a vrut să te mănânce? Cine? Monstrul, e enorm, cu fălci atâta. Da, și coarne pe cap. Avea și tentacule? O, da, cred că știu exact cine este. Este mâncătorul de fixichi. O să ne mănânce! Dar mâncătorii de fixichi nu există! Serios? Ar putea să vină de pe altă planetă! Acesta e soarele nostru, iar Pământul nu e singura planetă care se învârtește în jurul lui. Dar oamenii nici nu-și puteau imagina așa ceva înainte de invenția telescopului. Abia atunci astronomii au putut să vadă cum este organizat sistemul solar. Cea mai apropiată planetă de soarele nostru este o mică planetă numită Mercur. Apoi urmează planeta Venus, apoi Pământul, apoi Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Cea mai îndepărtată planetă. Este posibil ca viața să existe doar pe Pământ? Până acum nici bacterii vii nu s-au descoperit pe vreuna dintre celelalte planete, dar emite viață umană. Dar ne place să credem că undeva, departe în spațiu, cineva se uită prin telescop și, la fel ca noi, visează să-și găsească frații în spațiul cosmic. Era acolo, înăuntru! Ieși afară, mâncătorule! Trebuie să folosim o mumeală vie. Și unde găsim așa ceva? Pe mine? Nolic, deja te cunoaște. Nu-ți fie frică! Nu zăpățești nimic! Garantez eu! Mâncătorule de fixichi, ieși afară, chiar acum. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică de tine. Frică? Ajutați-mă! Te-am prins! E pe Janel! Pe el l-am prins!
Fixichi. Ai văzut monstrul? Uitați-vă la fălcile alea. Ca ale monstrului. Nolik, arată-ne unde ai văzut monstrul. Acolo sus, l-am văzut prin telescop. Păi, Janel, ai putea te rog să te duci acolo sus în colț? Aha. Și acum casca. Privește. A, mâncătorul de fixichi. Sau, păi în general, voi ce ziceți? Fixichi. Eclipsa solară. Bun așa, să începem. Micul Tom, pentru ce e aia? Și azi este o eclipsă solară. Uite, și eu o să urmăresc. Cât de tare! Și la ce ai nevoie de cutie? Simt că ai uitat. Este periculos să te uiți de-a dreptul la soare. Ha? E atât de întuneric. În cât timp va începe să se întunece? În jumătate de oră. Ne-ar face plăcere să te ajutăm cu asta, nu-i așa? Ce nu înțeleg eu este, va dispărea lumina? Adică pentru totdeauna? De unde ai scos-o și pe asta? Au fost destule eclipse înainte de asta. În spațiul cosmic, totul este într-o mișcare constantă. Pământul se învârtește în jurul Soarelui și Luna se învârtește în jurul Pământului. Câteodată Luna ajunge între Soare și Pământ și acoperă Soarele. Și, pentru o vreme, Soarele nu se mai vede ca o sferă puternică luminoasă, ci ca o minge neagră. Acest fenomen este denumit eclipsă solară. Dar o eclipsă solară poate fi văzută doar de oamenii și fixichii care stau în umbra ei când se întâmplă. Se poate întâmpla orice, dacă se blochează ceva pe acolo. Atunci ar fi întuneric pentru totdeauna? Și când s-a mai întâmplat așa ceva? Se întâmplă acum! Nolik, ori ne ajuți, ori măcar nu ne mai deranja. Bun, privește! Acesta e Pământul, aici, și Luna, acolo. Lanterna e Soarele nostru. Vezi? Umbra Lunii cade pe Pământ. Și privește acum! Când Luna se mișcă, lumina se deplasează. S-a blocat? Cum v-am spus? Vine sfârșitul! Sfârșitul luminii! Cineva ar trebui doar să aibă mai multă grijă cu lipiciul! Este posibil să faci dintr-o cutie obișnuită un dispozitiv special care a fost inventat de oameni acum mult timp. Se cheamă camera obscură. Această invenție isteață e folosită de către artiști și de oameni de știință. Ea a stat la baza primelor camere de fotografiat. Este chiar foarte ușor să-ți faci propria cameră obscură. Decupează un pătrat mic într-o parte a cutiei, acoperă-l cu folie de aluminiu și perforează o gaură micuță în centrul ei. Pune o foaie de hârtie în partea cealaltă a cutiei. Lumina va trece prin gaură și va lumina în întuneric. Și pe acel ecran vei vedea eclipsa, doar că va apărea cu susul în jos. Ca să o vezi, va trebui să te uiți de sus, dar ai grijă să nu lași altă lumină să intre. Ce frumos! Și ține minte să ai grijă la foarfece! Voi nu înțelegeți că întunericul e înfricoșător? E imposibil să tăriști în el. Nu fi laș! Tu luminezi în întuneric. Și ce o să facă micul Tom? Va trebui să meargă așa? Vei putea să iluminezi tu calea. Și dacă rămân fără energie? Voi folosi lanterna. Și când se termină bateriile? Găsesc ceva. Pentru întuneric? Nu! Trebuie să ne pregătim chiar acum. Poți să vezi soarele? Aha! Mai un minut, sunteți gata? Un minut? Ce? Stați puțin, nu sunt gata încă. Mă duc să mă încarc. Nu, trebuie să aduc bateriile. 10 secunde, 9 secunde, 8 secunde. Ce mă fac? 6? Ce mă fac? 5? Aaa! 4? 3? 2? Amixi! Acum e acum. Wow! Cât poate fi de frumos!
Nolik, vino să vezi. O să ratezi tot. E minunat. Sper. E așa de tare că am făcut asta. Uite, uite! Acum începe să se vadă soarele. Arată-mi! Chiar nu s-a blocat? Vrei să spui că s-a terminat eclipsa? A fost super, nu-i așa? Aha, doar că am ratat-o pe toată. Păi o vei vedea pe următoarea, nu? Asta dacă nu te sperii iar. Nu o să arunci cutia asta la gunoi, nu? Ți-o păstrez eu. O folosesc pentru depozitare. Baterii, de exemplu. Dacă vine mâine sfârșitul lumii și Nolik ne pregăti pentru asta. Dacă ți-a plăcut Fixiki, abonează-te. Fixiki. Steaua. Și deci, acesta este sistemul solar și este format din... Prieteni, n-o să vă vină să credeți! Am găsit-o! Am descoperit-o! O stea necunoscută! Asta e excelent, colegul! Da. Și astăzi jurnaliștii mă vor vizita pentru un interviu! Cine va fi intervievat? Dacă n-ai fi întârziat, ai fi știut! A trebuit să-mi fac părul! Au sosit! Ascundeți-vă! Există multe galaxii în univers cu miliarde de sfere arzânde pe care le numim stele. Fiecare stea se naște din nori imensi de gaze și praf numiți nebuloase. Noi vedem stelele ca mici puncte pe cer, dar asta doar pentru că suntem foarte, foarte departe. Cea mai apropiată stea de planeta noastră este Soarele. Chiar dacă Soarele nu este cea mai mare stea, ea reușește să ne ofere căldura și lumina necesară pentru a trăi. Profesorul Eugenius este o celebritate acum, la scală globală. Da! Hei, ați văzut? Verde a apărut și ea pe copertă. Chiar așa? Unde? Cred că ne stă destul de bine împreună. Deci, cine îmi vrea autograful? Va trebui să așteptăm până după ore. Trebuie să pornim. Hei, nu vii și tu? Nu chiar acum. Eu și colegul meu avem treburi mai importante. Care coleg? Profesorul. Amândoi am devenit celebrități. Verda, ai ajuns pe coperta revistei Accidental. Cineva e geloasă. Ei, acum avem o nouă stea. Cum să o denumim? Colegule, ce-ar fi să numim noua stea? Verda? La urma urmei, sună bine. Verda. Precum un vortex care se tot învârte. Ce idee grozavă! Ce păcat că nu mi-ai cerut autograful, pentru că noua stea îmi poartă numele Verda. Iar acum o petrecere elaborată trebuie să fie dată în cinstea mea, adică a mea și a profesorului, desigur. Despre ce petrecere vorbești acolo? Cu covor roșu și flori. De ce stați degeaba la treabă? Biata fată, se crede vedetă. Bineînțeles. Ce facem în privința asta? E mai bine să nu te pui cu zănaticii. Așa am auzit. Atunci să intrăm în povestea ei. Majestatea voastră? Vă așteaptă covorul roșu. Atunci desfășurați-l. Și florile? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Desigur că nu! Uitați, uitați, coroana dumneavoastră. Bun, despre asta vorbesc. Sunt o starletă. S-a zăpăcit de tot. Sosește. În sfârșit, visul meu a devenit realitate. Hai. Micii mei prieteni Fixiki, voi erați? Sunt atât de onorat că v-ați adunat aici să mă felicitați azi. Să ne? Da, pe noi, pe ei, noi. Noi toți ar trebui să sărbătorim. Nu, vreau să zic tu și cu mine. Acum arată-ne ce-ai acolo. Desigur, certificatul. Zice așa: steaua aceasta, descoperită de către profesorul Eugenius, a fost înregistrată cu numele VE03732. Ce? Așa ar trebui să o strigăm și pe starleta noastră de acum. Ce e așa amuzant?
Căutarea constelațiilor pe cer se face cel mai bine într-o noapte senină. Cea mai ușor de găsit este Ursa Mare sau Carul Mare, care arată ca un polonic pe supă. Dacă trasezi o linie între cele două stele periferice din Carul Mare, vei identifica Steaua Nordului, care face parte dintr-o constelație numită Ursa Mică sau Carul Mic. Un pic mai departe este Casiopeia în formă de W. Și aceste trei stele, care sunt una lângă alta, sunt bine cunoscute sub numele de Centura lui Orion. Dacă trasezi o linie între ele, vei găsi o stea numită Sirius. Face parte din constelația Câinelui Mare și e cea mai luminoasă stea de pe cerul nopții. Iar în cealaltă parte se află steaua Aldebaran din constelația Taurus. Și acestea sunt doar cele mai vizibile stele. Nici nu e posibil să ne imaginăm câte stele există într-adevăr în univers. Tula? Prezent! Fire! Prezent! VE03732? Avem un elev nou? Da! Avem o nouă colegă! E o starletă! E ca o stea de pe cer! Nu-mi sigură!